Am ajuns la Muzeul Ceasului din Ploiești. Suntem cu doamna conservator Carmen Banul. Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit la Ploiești. Bine v-am găsit! În unicul muzeu al ceasului din România. Exact! Da. Este un muzeu foarte apreciat, atât în țară, cât și de vizitatorii noștri din străinătate. Un muzeu cu o istorie frumoasă. Este unul dintre muzeele create de profesorul Nicolae Simache, inițiatorul muzeografiei prahovene. Muzeul fiind realizat în anul 1963, inițial ca o expoziție temporară într-o sală de 54 de metri pătrați a Palatului Culturii. Dar de ce Muzeul Ceasului la Ploiești? De ce? Pentru că mulți pun această întrebare, pentru că a existat profesorul Simache și pentru că în 1963 profesorul Simache, printre multele piese achiziționate din diferite domenii, a reușit să achiziționeze și o colecție foarte valoroasă de ceasuri din colecția Sebi Sebastian. Erau 55 de ceasuri de buzunar, de perete, piese care se și regăsesc astăzi în expoziția de bază a muzeului nostru. Deci, așa a apărut ideea înființării Muzeului Ceasului la Ploiești. Ulterior, colecția a crescut și spațiul din Palatul Culturii nu a mai fost suficient. Și de aceea, profesorul Simache a reușit să dea un nou sediu mult mai impozant pentru acest muzeu. Fosta casă Luca Elefterescu, construită la sfârșitul secolului al XIX-lea. Luca Elefterescu, politician conservator, cu patru mandate la conducerea județului Prahova, cu afaceri în domeniul petrolier, deci cu o situație materială foarte bună. Și adică casa în reflectă, care suntem, da? Nu? Da, casa. Ne-am în uitat, care am văzut, da. E este superbă. Da. Este una dintre puținele case decorate în stil neoromantic din Ploiești. Era amplasată în apropierea bulevardului, în această zonă rezidențială a Ploieștiului, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Este o casă care a fost și restaurată de curând, relativ, da, în perioada 2013-2015. Clădirea a suferit un amplu proces de restaurare cu fonduri europene și de atunci aspectul este unul special. Și etalarea pieselor este mai specială, a fost regândită toată expunerea din muzeu și se redă, bineînțeles, o incursiune în lumea obiectelor de măsurat timpul și suntem în prima sală în care avem expuse primele instrumente de măsurat timpul, dar și cele mai vechi ceasuri din colecție. Să urmărim câteva cadrane solare, da? Cadrane solare lucrate în perioada secolelor 17-19, după cum bine știm, au fost primele obiecte de măsurat timpul, se bazau pe urmărirea proiecției unui indicator metalic pe o suprafață gradată, da? Se orienta pe direcția nordului, era foarte important să fie orientat corect. Și în momentul în care umbra intersecta unul dintre numerele incluse pe cadran, numărul respectiv ne și indica ora. Avem și variantele acestea folosite în timpul călătoriilor de dimensiuni mai reduse, cel din argint, fiind și cel mai vechi din această serie, deși cel mai important, îl putem considera lucrat în 1690 de Michael Butterfield, este un cadran solar cu indicator gnomon mobil. Se putea regla în funcție de latitudinea locului unde era utilizat. Sunt expuse și obiecte speciale de măsurat timpul, mai puțin cunoscute. Ceasul lumânare este unul dintre ele. Este o machetă, ceea ce vedeți expus aici. Ceasurile de acest tip originale se lucrau dintr-o ceară specială și se bazau pe
consumarea, da, consumarea într-un anumit interval de timp a unei anumite cantități de combustibil, în cazul acesta ceara, în cazul celui de-al doilea obiect expus aici, uleiul, lampa cu ulei. Dacă primul era de unică folosință și se utiliza pentru 24 de ore, al doilea se putea utiliza pentru 12 ore. Se putea folosi în intervalul 18 seara, 6 dimineața. Și nivelul uleiului, da, ne indica ora respectivă. Erau mijloace aproximative de măsurare a timpului. Desigur, erorile erau destul de mari, dar pentru perioada respectivă nici nu conta foarte mult eroarea respectivă. O clepsidră modernă avem expusă în continuare. Este vorba de un ceas cu apă lucrat la Londra în 1654 de către Charles Rainer, cu o funcționare foarte simplă, dar foarte eficientă. Și eu o să fac și o simulare a funcționării lui. Cele două bazine comunicau prin intermediul acestui robinet și acestui orificiu și în primul bazin, odată cu apa, cobora acest lanț care are prins un plutitor de capătul inferior, mișcarea transmițându-se printr-un sistem cu scripete și lanț arătătorului orar. 24 de ore putea să funcționeze dacă inițial bazinul era plin și se repeta același lucru în fiecare zi. Deci depindea de prezența unei persoane care să-l îngrijească. O dată pe zi. Și temperatura trebuia să fie cât mai constantă ca să funcționeze corect. Dacă s-ar fi evaporat sau ar fi înghețat, nu? Uneori apa, n-ar mai fi funcționat corect. Primii pași au fost în felul acesta străbătuți pentru a măsura timpul. Pentru că ceasul mecanic a fost creat în secolul al XIII-lea, mult mai târziu decât aceste indicatoare de timp, la început fiind create ceasurile de turn, ceasuri de mari dimensiuni, acționate de greutăți, erau prezente în edificiile cele mai importante din orașe, cetăți, biserici, nu? Catedrale, și astăzi știm că există foarte multe obiective cu genul acesta de ceas plus. Ceasurile portabile se vor realiza două secole mai târziu, în secolul al XV-lea, odată cu introducerea resortului în mecanismul de ceas. Avem în colecție incluse ceasuri mecanice deosebit de valoroase. Colecția noastră se poate compara cu colecțiile muzeelor similare din lume. Sunt ceasuri lucrate în perioada secolelor 16-20, în țări europene, dar nu mai avem și ceasuri lucrate în America. În această prima sală avem expuse cele mai vechi ceasuri din colecția noastră. Sunt ceasuri lucrate în secolele 16-17. Cel mai vechi este ceasul acesta de formă cilindrică. Este un ceas lucrat la Blois, un centru foarte important al orologeriei franceze în timpul Renașterii. Este semnat Iacoba Custodia. Mecanismul este unul deosebit de complex. Este un mecanism astronomic. Pe partea aceasta principală, expusă aici, erau redate datele legate de calendar, luna, decada lunii, zodiile corespunzătoare. Iar pe partea opusă aveam ceasul propriu-zis, da? Cu un singur indicator. Al doilea ceas, lucrat în 1562, este un ceas de proveniență germană. I-a fost semnat Remias Mesker, creatorul prototipului de ceas de tip Renaștere. La fel avem un mecanism astronomic și mai complex. Pe partea principală erau redate orele, orele de noapte cu repere în relief, foarte important. Avem un cadran special pentru calendar, calendarul legat de sărbătorile religioase, dar și un zodiac, foarte interesant aici. Pe partea din spate, pe partea secundară, era atașat un astrolab. Un astrolab cu mișcările planetelor cunoscute în perioada respectivă, da? Vorbim de jumătatea secolului 16. Și un cadran special cu redarea datelor din săptămână, cu denumirile lor în limba latină.
pe lateralele ceasului aveam texte cu caracter religios, da? Pentru redarea datei Paștelui, da? Care știm că este o sărbătoare care nu are o dată fixă. Ceasurile astronomice necesitau cunoștințe multiple din domeniile matematicii, astronomiei, astrologiei, mecanicii și de aceea erau niște obiecte foarte, foarte scumpe. Necesitau și mult timp pentru realizarea lor și erau destinate păturilor sociale privilegiate. Le găseam în colecțiile regilor, nobililor din perioada respectivă. Împăratul Rudolf al II-lea se știe că a avut o colecție impresionantă de obiecte de artă, printre ele aflându-se și ceasuri. Un ceas similar chiar cu ceasul Eremias Mesker din colecția noastră se regăsește în colecția Muzeului Kunsthistorisches din Viena și face parte din colecția împăratului Rudolf al II-lea. Foarte interesant. Ceasurile de perete reprezintă varianta micșorată a ceasului de turn, practic, și ele funcționau ajutate de greutăți. Avem expuse ceasuri de tip lanternă, care sunt cele mai vechi ceasuri de perete din colecția noastră. Interesant este ceasul cu cifre turcești, ceasul de cu cifre turcești. A existat un adevărat fenomen în Europa în secolele 18-19. Se realizau ceasuri comandate din Imperiul Otoman și bineînțeles că aveau și cifrele specifice Imperiului Otoman din acea perioadă. Un ceas cu sonerie, se poate vedea aici discul pentru setarea soneriei. Da, din păcate lipsesc greutățile și corzile de transmisie, dar erau ceasuri foarte apreciate în epocă. Erau ceasuri cu sisteme de semnalizare sonoră, semnalizau jumătățile orelor și orele întregi. Și la mecanismul următor se poate vedea și clopotul din sistemul de semnalizare, supradimensionat comparabil cu ceasurile similare, pentru că sunetele lui trebuiau auzite în toate colțurile casei în care era amplasat un astfel de obiect. Important era să auzim timpul. Nu vedeam neapărat și cadranul ceasului, puteam să numărăm sunetele respective și să știm ce oră este. În scop didactic, noi am expus și mecanismele unor ceasuri de secol XVIII, ceasuri de masă, da? Sunt în felul acesta evidențiate componentele angrenajului, casetele acestea cu arcuri care se întorceau prin cadranul ceasului de obicei. Observați, aici sunt trei orificii. De ce? Pentru că genul acesta de mecanism putea să semnalizeze și sferturile orelor. La cele care semnalizează doar jumătatea și ora întreagă sunt două orificii de acest tip, două casete cu arcuri. Aici sunt trei casete cu arcuri corespunzătoare. Abraham Louis Breguet lucra pentru campania lui Napoleon din Egipt, primul ceas de călătorie. Și modelul respectiv s-a bucurat de un imens succes, astfel că modelul de ceas de voiaj a fost realizat până în secolul al XX-lea, bineînceles cu diferențe în dimensiunile ceasului, în aspectul său, dar și în componența mecanică. Avem în colecție ceasuri de voiaj lucrate în Germania. Gata. Sunt ceasuri de voiaj de secol XVIII, lucrat chiar pentru curtea regală din Brunswick. Ceasul acesta din partea stângă este semnat Antoine Nicolas Delon, un orologiel cu prestanță în Germania. Erau ceasuri care conțineau și sisteme de alarmare. Vorbim deja de primele ceasuri deșteptătoare. Și al doilea ceas, de asemenea, este de proveniență germană, mai că aici clopotul de semnalizare avea o amplasare mai specială în partea inferioară a ceasului. De obicei erau în partea superioară poziționate.
Tot în călătorii se utilizau ceasurile de trăsură, avem o colecție cu astfel de ceasuri, reprezenta varianta supradimensionată a ceasului de buzunar. Putem vedea și mecanismul unui astfel de ceas, numele ceasornicarului, orașul în care activa, dar și seria mecanismului se înscriau de regulă pe placa de bază a acestor mecanisme. Vă invit în sala următoare, unde avem expuse mai multe categorii de ceasuri. Introducerea pendulului în mecanismul de ceas la jumătatea secolului al XVII-lea a condus la realizarea unei categorii speciale de obiecte, categoria pendulelor, care la rândul lor puteau fi și ele pendule de parchet, de perete, de masă sau de șemineu. Avem în expunerea noastră pendule de masă foarte valoase, pendule lucrate în ateliere europene în secolul al XVIII-lea, printre ele regăsindu-se și două ceasuri lucrate pe teritoriul Transilvaniei. Sunt ceasuri lucrate la Făgăraș și Sibiu și vă invit să le și vedeți. Ceasul din partea stângă este ceasul realizat la Fărăgăraș, este semnat Matia Sehran și este un ceas lucrat după un model european consacrat. Observam asemănarea dintre cele două ceasuri, cel central fiind de proveniență engleză. Este un ceas cu un mecanism mai complex decât ceasul prezentat anterior. Conține și un mecanism muzical, un carion, care avea înregistrate 5 melodii și prin sticle, prin cristalul lateral se putea vedea acționarea acestui carion. De ce mai este special? Pentru că aceste melodii puteau fi setate, se putea alege melodia dorită. Da? Avem un disc special pentru setarea soneriei și de asemenea se mai putea seta și pentru modul silențios, pentru că în mod automat mecanismul muzical se declanșa la fiecare 15 minute. Și pentru nopți se putea folosi și această variantă a modului silențios. Are și o valoare memorială ceasul acesta, i-a aparținut Mariei Rossetti, prima femeie ziarist din România, mai bine cunoscută ca fiind soția revoluționarului Cea Rossetti. Celelalte modele sunt modele europene, un model olandez, puteți vedea aici. Șeful Breslei ceasornicarilor din Haga de la jumătatea secolului al XVIII-lea fiind autorul acestui caz, Jan Bernardus Vrijthof. A fost acest ceasornicar. Un ceas similar, spuneam, lucrat în Transilvania, la Sibiu de data aceasta, ceasul din mijloc, semnat Romi Aloisius. Un ceas personalizat, pe medalionul central avem înscrise numele ceasornicarului și denumirea germană a Sibiului, Hermannstadt. Un ceas care conține și calendar, da? Pe cadranul central avem și datele lunii. O categorie specială de ceasuri din colecția noastră o constituie categoria ceasurilor de buzunar. Povestea acestui tip de ceas începe în jurul anului 1500. Atunci ceasornicarul german Peter Hanlein lucra pentru prima dată un astfel de obiect. S-a numit Old Newark după orașul în care a fost creat și după forma inițială. În timp, formele și dimensiunile ceasurilor de buzunar s-au diversificat. În colecția Muzeului Ceasului regăsim ceasuri de buzunar lucrate în perioada secolelor 18-20. Aici, în aceste patru vitrine, sunt expuse cele mai vechi dintre ele. Ceasuri semnate de autori englezi, francezi, germani, elvețieni, austrieci. Erau ceasuri prevăzute cu două, trei carcase, lucrate din argint, bagam. În funcție de statutul social al posesorului, era și decorată carcasa respectivă. Erau ceasuri deosebit de scumpe și de rare în perioada aceea. Costul unui ceas putea să fie echivalentul costului unei trăsuri,
ca să facem o idee, da? Erorile de funcționare erau destul de mari, aproximativ 15 minute într-un interval de 24 de ore. Da, destul de mari. Da. Standardizarea componentelor de ceasuri în secolul al XIX-lea a condus și la o precizie ridicată, dar și la coborârea prețului. Da? Devin mai accesibile ceasurile. Însă, nu de puține ori, ceasul era o bijuterie, un accesoriu vestimentar. Da. Da? Domnile purtau, desigur, prinse în buzunarele vestelor sau pantalonilor, doamnele la gât, pe lanțuri asortate. Și noi avem și două tablouri semnate Mișu Pop, pictor brașovean, care ilustrează modul în care se purtau aceste ceasuri, pentru domn și pentru doamne. Teodor Ioan, deputat ploieștean, este prezentat în tabloul din partea stângă, da, și se vede lanțul de prindere al ceasului, practic. Ceasul este poziționat în buzunarul vestei și portretul soției sale cu un ceas bijuterie din aur, bogat ornamentat, reflectă în statutul social și care forma, desigur, o garnitură și cu celelalte bijuterii. Ceasuri bijuterii avem în colecție, avem ceasuri deosebit de valoroase, sunt ceasuri incluse în carcase din aur, cu decorații somptuoase, diamantele sunt prezente, porțelanurile pictate, bagaua, perlele. Și unele dintre ele sunt și mai speciale, pentru că la valoarea tehnică, artistică, se mai adaugă și valoarea memorială. Sunt expuse ceasuri care au aparținut unor personalități cu nume rezonante în istorie. La numerele 1 și 3, de exemplu, o să vedeți expuse ceasuri care au aparținut regelui Carol I. Ceasurile cu valoare memorială constituie o parte deosebit de importantă a colecției noastre și avem în această serie două ceasuri care au aparținut regelui Carol I, două ceasuri de proveniență elvețiană. Avem un ceas cu un portret mai puțin cunoscut decorat. Este vorba de un portret în care regele Carol I avea 27 de ani la venirea sa în țară și pe capacul opus al ceasului avem stema României reprezentată, stema din perioada de început. Un alt ceas deosebit de valoros este ceasul cu 152 de diamante care redă coroana și ziceți-mi monograma. Ziceți-mi și numărul, ca să știm unde ne uităm. Ok, da? La numărul 3. Da, este ceasul decorat cu 152 de diamante, care redau coroana și cifrul regal. Pe capacul opus, aflându-se un portret de maturitate al regelui Carol I. Două ceasuri dăruite unor oficialități românești în timpul războiului de independență, ceasuri care au aparținut țarului Alexandru al II-lea. La numerele 2 și 4 sunt ele expuse. La fel, două ceasuri lucrate în Elveția. Ceasul de la numărul 2 a fost dăruit chiar oficialităților ploieștene în contextul istoric al războiului de independență. Și ceasul de la numărul 4 a fost dăruit chiar Muzeului Ceasului din Ploiești de o româncă stabilită în Elveția. Ceasului aparținuse unei rude, ofițer în timpul războiului de independență. Mai regăsim ceasurile boietului Vasile Alexandri, ceasul generalului Averescu, al pictorului Teodor Aman sau al Elei Negruții, la prima femeie avocat din România. Ceasul de mână al diplomatului Nicolae Titulescu este de asemenea o piesă foarte valoroasă a colecției noastre. Este celebrul model Reverso, creat la Locultră în 1931. Are o curea neagră din piele, carcasa este reversibilă și este personalizată. Numele
diplomatului și anul achiziției ceasului sunt gravate pe acest capac. Sunt expuse și ceasuri curiozități, ceasuri incluse în diferite obiecte. Avem în această serie o bichetă cu ceas, lucrate la Corbe, în Elveția, la începutul secolului 20, și un lornion cu ceas, cu o decorație deosebit de frumoasă, email și diamante. Era un obiect cu dublă funcționalitate. Pendulele de secol XIX sunt pendule decorate în stil baroc. Iată o pendulă din Germania, lucrată la Furtwängen, cu o decorație impresionantă. Atât pendulul, cât și greutățile erau și ele decorate în același stil. Lipsește ușița de disimulare prezentă în cazul pendulelor de secol XVIII. Pendulele de șemineu constituie de asemenea o parte foarte importantă a colecției noastre. Sunt piese de proveniență franceză. Decorațiile lor erau inspirate de regulă din mitologie, evenimente istorice sau viața cotidiană. Materialele folosite erau materiale rezistente la temperaturi mari, respectiv metale, bronzuri, aurite de regulă, marmură, onyx. În mod excepțional se puteau utiliza însă și ceramica sau lemnul. Și iată o garnitură foarte frumoasă din porțelan policrom, semnată Jacob T., unul dintre creatorii acestui stil de decorație pentru obiectele din porțelan. Ceasurile puteau să facă parte și din ansambluri cu termometre sau barometre și sunt expuse trei obiecte de acest tip, două dintre ele cu valoare memorială. Un barometru care i-a aparținut poetului George Coșbuc și un ceas de perete cu barometru și termometru care i-a aparținut istoricului Adexenopol. Pendulele de perete fac parte și ele din colecția noastră. Avem pendule lucrate în Germania, Austria, pendule cu mecanisme foarte precise, se mai numeau și regulatoare, datorită preciziei speciale de măsurare a timpului. Și vă invit în sala următoare. Un ansamblu cu ceasuri de perete din regiunea Munților Pădurea Neagră, zonă cu tradiție în realizarea ceasurilor de tip popular, cele mai cunoscute din această serie fiind ceasurile cu cuc. Auzim unul dintre ceasurile noastre funcționând. Este un ceas lucrat la Kinsle, un ceas cu simplă sonorizare. Cucul semnalizează jumătatea orei și ora întreagă. O variantă mai puțin cunoscută este ceasul supradimensionat, ceasul cu figurina animată, cucul fiind aici înlocuit de un cântăresc cu fluier, care semnaliza aceleași intervale sonore. I-a aparținut pictorului Teodor Aman, ceasul nostru. Sunt și ceasuri de masă cu figurine animate, o piesă specială fiind ceasul cu figurina care mimează bărbieritul, personajul se rade, se privește în oglindă, își mișcă ochii. O piesă foarte apreciată din colecția muzeului. Genul acesta de ceas fiind prezent și în colecția Muzeului Național al Ceasului German din Furtwängen. Personajul ceasului din colecția respectivă mâncând cartofi, la noi personajul sărate. În casele de vânătoare se foloseau ceasurile supradimensionate, carcasele lor erau sculptate de regulă dintr-un trunchi de copac, iar motivele decorative erau inspirate din floră, faună.
includeau și mecanisme muzicale cu cilindrii supradimensionați care se declanșau la fiecare oră fixă și la jumătatea orei. În Franța au fost foarte apreciate în secolul al XIX-lea și ceasurile de consolă. Avem ceasuri deosebit de valoroase, unul dintre ele semnat Vansenti. Vansenti, producătorul mecanismului, un renumit ceasornicar francez, medaliat nenumărate rânduri cu diferite medalii, premii. Mecanismul ceasului prezent în colecția noastră a fost medaliat în 1855 cu medalia de argint la expoziția universală de la Paris. Se remarcă și tablourile cu ceasuri în colecția noastră. Unele dintre ele au ceasurile incluse în tablou și de obicei redau imaginile unor ceasuri de turn, iar unele au ceasurile incluse în rama tabloului. Una dintre cele mai apreciate piese de acest tip este ceasul tablou, având ca scenă târgoveții de la Salzburg. Ceasurile de buzunar expuse aici sunt ceasuri lucrate în secolele 19-20. Mare parte dintre ele sunt de proveniență elvețiană. Sunt ceasuri lucrate special, unele dintre ele pentru anumite categorii sociale, dar și pentru anumite societăți. Avem ceasuri lucrate pentru căile ferate, da? Aveau pe capace decorații cu locomotive. Și pentru România a fost creat tipul acesta de obiect. Iată un ceas inscripționat în limba română, veritabilul ceasornic CFR. Este produs la o renumită firmă de ceasuri elvețiană, firma Roscoff. De asemenea, alte ceasuri lucrate pentru România. Un ceas destinat proletarilor români, un ceas cu stemele județelor României, un ceas cu stemele Moldovei și țării românești decorate pe capacul ceasului respectiv. Deci atât interesul României pentru genul acesta de obiect în secolele 19-20. Colecția include și ceasuri cu valoare memorială care au aparținut unor personalități ale vieții politice și culturale din România. Și avem aici un ceas de șemineu care i-a aparținut lui Nicolae Crețulescu, unul dintre pionierii chirurgiei românești, ministru în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Este un ceas lucrat la firma Planchon din Paris în jurul anului 1890, un ceas cu mecanism astronomic pentru indicarea fazelor lunii. Carcasa este una specială, din lemn pictat manual, în prim plan regăsindu-se o scenă militară, iar pe laterale semne zodiacale, berbec și rac. Firma Planchon a produs ceasuri de diferite tipuri, foarte apreciate în întreaga lume. Ceasurile domnitorului Mihail Sturza le regăsim în colecția noastră, un ceas lucrat la Paris, la firma Popon, un ceas cu dublă sonorizare pentru ore și jumătăți de ore, cu o carcasă somptuoasă realizată din bronz aurit. Și ceasul de postament de aici, de asemenea, i-a aparținut lui Nicolae, lui Mihail Sturza. Este un ceas lucrat la firma Japi Frère din Bocur, firma care a dat startul standardizării componentelor de ceasuri la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Alexandru Ioan Cuza are în colecția noastră o piesă deosebit de importantă. Este un ceas de cancelarie folosit de domnitor în Palatul de la Ruginoasa. Ceasul a fost lucrat la Perth Bali, la Paris, și este un ceas cu mecanism
astronomic. Pe cadranul inferior se puteau reda lunile anului, zilele săptămânii, solstițiile, anii, bisecții, date legate, fazele lunii. Da? Și este un ceas la care și mișcarea mecanismului se putea vizualiza prin pereții laterali din cristal. Un ceas încărcat de istorie, cu siguranță. Mihail Cogălnicianu, ceasul Mihail Cogălnicianu cu o decorație specială neobarocă, ceasul de birou. Avem și ceasuri de perete care au aparținut scriitorilor Duiliu Zamfirescu, Mihail Sadoveanu, ceasuri de proveniență franceză, respectiv germană. Ceasul George Coșbuc, achiziționat de poet în timpul călătoriilor din Germania, o carcasă specială, sculptată în lemn de nuc, redându-l pe Bacchus și atribute ale vinului. Ceasul Aman, ceasul de șemineu decorat în stil neorenaștere, Cronos fiind personajul inclus în partea superioară a acestui ceas. Un ceas lucrat la Gustav Becker, firma care și astăzi produce ceasuri de mare succes. Legat de istoria casei, în anul 1903, în acest spațiu se organiza primul revelion din Ploiești, o petrecere fastuoasă la care a participat elita ploieșteană, 26 de persoane. Aici s-au tras mobilele la perete atunci, s-a invitat un taraf de lăutari, s-au servit bucate alese, s-a inscripționat un tort pentru prima dată cu anii, respect anul nou și anul vechi, 1903-1904. Și noi am încercat să redăm atmosfera unui salon de epocă din perioada respectivă, anii 1900, cu piesele de mobilier specifice acelor timpuri, cu un gramofon folosit în epocă, un pian mecanic, da, pentru că Luca Elefterescu era meloman, era o persoană cultivată și aici se țineau și concerte cu muzică clasică. Și aveți și o proiecție de câteva minute. O proiecție tip videomapping, uh-huh, inspirată din evenimentul respectiv. O proiecție foarte apreciată de publicul nostru vizitator. Și o costumație din perioada respectivă, din anii 1900, ținută de zi a unei doamne din înalta societate, un costum din tafta, accesorizată cu o dantelă fină, și se remarcă și accesoriile, poșetuța din argint, dar și ceasul de tip châtelain, un ceas din argint decorat cu turcoaze. Ca și în muzeele, cu acela specific, avem și reconstituirea unui atelier de ceasornicărie cu un manechin ceasornicar și masa lui de lucru și uneltele specifice acestei meserii, din păcate pe cale de dispariție. Alături un ceas foarte interesant, un ceas cu un mecanism special, cadranele ceasului fiind mobile, iar brațul statuetei fix are rol de indicator, un tip de mecanism inventat încă din secolul al XVIII-lea, reluat în secolele 19-20. Grupul statuar, cele trei grații, a fost inspirat după opera lui Etienne Maurice Falcone. O piesă similară se află la Louvre și o alta la Castelul Peleș, lucrată însă dintr-un material diferit și de dimensiuni ceva mai mici. Și vă invit și în ultima sală a muzeului. În Muzeul Ceasului, alături de ceasuri, sunt expuse și cutii muzicale, pentru că ele au în comun cu ceasul mecanismul cu resort. Sunt incluse cutii muzicale lucrate în ateliere europene. Cea mai veche dintre acestea este cutia muzicală cu cilindru metalic, lucrată la Geneva. Este o comandă românească
Și sunt înregistrate 8 melodii pe cilindrul metalic, suportul de redare și înregistrare. 7 dintre cele 8 melodii fiind chiar din repertoriul românesc. Din fericire, această cutie muzicală este încă în funcțiune. Hore sârbe fac parte din repertoriul înregistrat pe discul, pe cilindrul metalic. Și cum se alege melodia? În mod automat se derulează melodiile respective. Din păcate nu putem să și selectăm melodia. Ok, aveam o curiozitate. Nu erau atât de avansați încât să se selecteze și melodia. Dar a fost un pas foarte important în istoria înregistrării sunetelor, genul acesta de cutie muzicală, creată chiar de un ceasornicar. Antoine Favre, un elvețian, ceasornicar elvețian, crea în 1796 prototipul pentru genul acesta de cutie muzicală, folosit, da, și astăzi, da, mai ales în China astăzi se realizează cutiuțele muzicale, dar istoria lor pornește din Elveția. Un german crea în 1865 discul metalic folosit pentru cutia muzicală numită Sinfonion. Avem un Sinfonion de călătorie funcțional, folosește un disc cu perforații și proeminențe. CD, practic, de secol 19. Cu o rezonanță specială. De regulă, o melodie se putea înregistra pe un astfel de suport. Dar discurile erau interschimbabile. Edison reușea în 1877 pentru prima dată să înregistreze și vocea. Și aparatul s-a numit fonograf, binecunoscutul fonograf. Avem un model din 1913, modelul Amberola, lucrat chiar la firma Edison. Suportul de înregistrare și redare este aici cilindrul metalic acoperit cu un strat special de ceară. Pe suprafața acestuia sunt niște șanțuri cu adâncimi diferite în funcție de tonalitățile sunetelor. Pe suprafața lui se așeza un ac care în timpul rotației cilindrului citea practic informația transpunând-o în sunet. O melodie la fel se putea înregistra și pe genul acesta de suport. Și ultimul aparat din această serie este binecunoscutul Patefon, varianta de voyage, his master's voice, lucrat în anii 1930 în Anglia, cu discul din ebonită înregistrat pe ambele fețe. Două melodii practic puteau fi redate în felul acesta și este varianta de călătorie. Existau și variantele de tip mobilă, încastrate în suporturi din lemn. Tablourile cu ceasuri sunt adevărate surprize în colecția noastră și cele cu mecanisme muzicale sau scene animate sunt și cele mai ofertante, cele mai apreciate de publicul vizitator. Și o să-l punem în funcțiune pe acesta cu fierari. Nu, sunt piese moderne, dar după niște modele vechi. Au fost montate după restaurare, deci în 2015 au fost montate. Și tabloul cu scena animată, scena fiind inspirată din activitatea unei fierării, figurinele se sincronizează la anumite intervale de timp, cățelușul își mișcă codița la fiecare secundă, iar brațele muncitorilor se mișcă la 3 secunde, 5 secunde și ar fi trebuit să se mai deplaseze și ultimii doi la fiecare 10, respectiv 15 secunde.
dar mecanismele lor sunt blocate momentan. În plan secund și ceasul de turn în unei cetăți medievale, dar cu siguranță atenția este captată de scena animată din prim plan. O anticipare a imaginilor 3D se poate considera genul acesta de animație. Nici copiii nu au fost uitați în istoria realizării automatelor muzicale, genul acesta de automat fiind folosit pentru distracția copiilor în târgurile de altă dată. Era un fel de balet mecanic. Conținea un cilindru muzical. Mi-a plăcut ce am văzut. Sunt sigur că și celor care urmăresc acest material o să le placă și îi invităm să vină la fața locului să-și petreacă timpul aici. Cu siguranță aici vor putea descoperi pe viu cele văzute în materialul prezentat. Îi așteptăm. Așteptăm și pentru expozițiile temporare organizate, dar în special pentru piesele de referință din expoziția noastră de bază. Vă așteptăm la Ploiești. Toate cele bune!